Un polițist din Neamț, vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor, este primul om al legii care cere public demisia ministrului Gabriel Oprea. Agentul șef vorbește despre ilegalități dese legate de cererile pentru coloane oficiale. Și nu de ieri de azi, spune el. Din păcate, doar când se întâmplă astfel de tragedii, mizeria de supreș ascunsă de mai mare polițiști din conducerea ministerului este la iveală. Nu trebuia să moară un polițist ca opinia publică să afle că uneori ministrul nostru folosește coloanele oficiale în mod ilegal. Noi îi reproșăm ministrului Gabriel Oprea că nu a oprit la locul tragediei, că nu a acordat sprijin, pentru că dânsul nu avea de unde să știe în ce stare se află colegul nostru polițist. Probabil astăzi noi nu știm dacă era sau nu legală coloana oficială. Pe o vreme ca aceia colegii mei din București spun că nu trebuiau scoase motocicletele și că polițiștii nu trebuiau să însoțească acea coloană cu motociclete, ci doar cu autospeciale, cu autoturisme. Cred că ar trebui să fie demis sau să-și dea demisia de onoare, dacă o mai are, dacă nu, măcar o demisie de conjunctură. A murit un polițist, e vorba despre o viață de om. Și îmi pare rău că nici colegii mei nu prea reacționează și nu au curajul să spună în spațiu public cu ce probleme se confruntă, că sunt trimiși carne de tun în stradă acei motocicliști la diferite coloane oficiale care sunt sau nu legale. Au fost cazuri când a venit și în județul Neamț la o nuntă tot cu coloană oficială. Știți dumneavoastră, șefii noștri probabil din direcția rutieră înființează aceste coloane oficiale când le este solicitat acest lucru. Nu hotărăsc ei dacă sunt legale sau nu, probabil primesc o dispoziție de la minister că într-un interval oral trebuie să asigure o coloană oficială. Ar trebui să cadă mai multe capete acolo, zic eu. Le recomand polițiștilor să spună adevărul, să iasă în spațiu public, nu numai în mediul privat, să discute pe la colțul, prin bisericuțe, să ne spune țării că, într-adevăr, în poliția română necesită o reformă urgentă. Probabil au ceva de ascuns, că așa am interpretat noi toți polițiștii din țară și mass media. Tăcerea asta nu duce decât înspre o vinovăție, zicem noi. Vom cere schimbarea legislației. Dacă ministrul Oprea va fi demis, celălalt ministru va avea de furcă cu noi, între ghilimele, pentru că noi vom încerca să impunem o schimbare a legislației pentru că astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Eu i-am îndemnat pe colegii mei să nu mai mocnească și în special pe cei din poliția rutieră să spună adevărul. Cum zi de zi sunt forțați, cum nu prea este respectat programul de muncă, colegul nostru care a decedat, Dumnezeu să-l ierte, am înțeles că a participat la 3 coloane oficiale în acea zi. Vremea nu era tocmai favorabilă pentru a merge cu motocicletă pe stradă.